UTA s-a impus cu 1-0 la Timișoara, în ceea ce poate fi ultimul derby al vestului. Amenințați cu desfințarea și afectați de problemele interne, timișorenii au luat gol încă din startul meciului. Grecul Galanis l-a învins pe Kirev cu un șut la vinclu. Așezați perfect în defensivă de Falub, ardelenii n-au avut probleme cu atacurile rivalei de viață. Doar Mera și Pătraș au amenințat poarta lui Amadio. Imediat după pauză, peluza timișoreană a luat foc și a împins pe băieții lui Velcea peste adversar. Accente a șutat însă slab după o pasă cu călcâiul dată de Chiș. Cârstea nu l-a putut învinge nici el pe Amadio și rămâne fără gol marcat pentru Poli, după ce în tur a înscris de 10 ori pentru FC Argeș. Finalul i-a găsit pe Arădeni înghesuiți în propriul careu. Siminic a făcut hands, însă jocul a continuat pentru ca Mera să rateze ultimele șanse ale Politehnicii. Cu această victorie, UTA urcă pe locul 3 în clasament și bifează primul succes pe Dan Păltinișanu după 10 ani.